acum, dar m-am venit la pui să mă duc. Ia uite. Ia. Suma tuturor întâmplărilor de până acum. Lili e un om, e un om vesel. Nu știu, îmi place să cred că sunt și echilibrată, dar îmi dau seama că mai am până ajunge la echilibru. Wow! Lili iubește oamenii foarte mult. Lili iubește foarte mult animalele. Lili iubește foarte mult natura. Mă bucur când văd un gândăcel mic, roșu și frumos, sau o buburuză, sau mă bucur când văd un copac înflorit. Cum e Lili? Lili e... e un om normal. Ce vrei? De frumoasă e viața. Trebuie doar să te bucuri de ea. Atât. Viața e frumoasă la orice vârstă. Iar dacă atunci când suntem copii ne bucurăm pur și simplu de ea, atunci când suntem tineri, suntem luați de valurile vieții și ne distrăm sau eu știu ce facem, mergem la școală, o trăim intens, după aceea când ne maturizăm puțin, începem să ne dăm seama cât e de frumoasă și că putem să o facem. Frumoasă. Da, unul vor spune voci. Păi uite, am probleme. Nu mi-ajung banii. Am probleme de sănătate. Da, e adevărat, dar toate acestea sunt... sunt lucruri care ne face să creștem. Să înțelegem o lecție care ne vine de sus, de la divinitate. Nimic nu este întâmplător pe lumea asta. Nu există nici coincidențe, nici întâmplări. Da? Ce înseamnă beauty? O... frumusețea este întotdeauna în, în, în sufletul nostru și în ochii noștri și în inima noastră. Mergem să vedem ce zi frumoasă avem azi. Să ne bucurăm de soare, de primăvară. Și găsim noi de ce să ne bucurăm pe afară. Mergem. Hai! Acum 11 ani, 11-12 ani, nu știu mai știu exact, am fost diagnosticată cu cancer. Am simțit că totul se termină acolo. Am simțit că am ajuns la, la capătul vieții. Nu credeam că am să pot să trec peste acel moment, deși îmi doream, clar că îmi doream. Dar voința mea, puterea mea, le-am pierdut în clipa în care am auzit diagnosticul. Am zis, nu, nu o să mai trăiesc. Aveam în, în mintea mea, în capul meu, de când mă știu, vine înfiptă chestia că dacă ai cancer, mori. Deci cancerul este egal moarte. Urmat în concomitent tratamente alopate, deci a făcut chimioterapie, dar am urmat și tratament naturist. Tot timpul am avut încredere și totuși eram destul de slabă, încă nu aveam total încredere în tratamentele naturiste. Am zis, fac și un pic de chimioterapie pentru că n-am încotro. Situația este foarte, foarte, foarte presantă. Am fost, au fost, au fost perioade foarte grele. Spre sfârșitul tratamentului am avut o lună... Mie, nu pot să explic, nu pot să spun cât de grea.
Deci m-a dusese la 0 energie, 0 imunitate, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, poate sub 0 în toate cele. Și după primul tratament de chimio, deja am început să mă simt mai bine. Adică tumora a început să se retragă ușor, ușor și îmi dădea voie să respir. Ceea ce pentru mine, wow, era un lucru nemaipomenit. Puteam să respir, puteam să dorm culcată. Dormeam în fund cu masca de oxigen pe față, că nu puteam să respir. Când am văzut că pot să respir și mi-ajunge aerul, wow, zic, e minunat. Înseamnă că lucrurile încep să meargă bine. A fost foarte greu. Citind cărți ale unor oameni deștepți, mi-am dat seama că trebuie să-mi iubesc organismul, să-mi iubesc corpul cu tot ce are în el, inclusiv cu această boală. Și în special să iubesc această boală. Și am ajuns să-i vorbesc, deși pare puțin ciudat. Vorbeam cu boala, vorbeam cu acest cancer și spuneam că-l iubesc și că-i mulțumesc. Dar îl eliberez în același timp. Zic, îți mulțumesc pentru ceea ce m-ai învățat, îți mulțumesc că ai acceptat să-mi dai această lecție, dar de acum te eliberez. Poți să pleci. Exact în luna în care m-am născut, în luna mai, am primit răspunsul. Eu sunt născută pe 11 mai. Și era în 2011, când am primit răspunsul, după ce am făcut analizele de rigoare, că nu se mai vede nimic. Wow! Deci nici nu-mi venea să cred, parcă, deși știam că sunt bine. Dar când cineva îți spune cu certitudine, gata, s-a terminat, parcă ți-a luat ceva, efectiv. Deci mie cel puțin atunci, parcă mi-a luat ceva. Wow, deci a plecat cancerul de la mine. Nu mai e. Mesajul meu pentru oameni, în special pentru cei tineri, pentru că na, ei sunt viitor. Fiți buni, fiți azi mai buni ca ieri și mâine mai buni ca azi, dar fiți voi înșivă. Și cel mai important, de fapt, fiți iubire. Iubiți tot ceea ce vă înconjoară. În primul rând, iubiți-vă pe voi înșivă. Așa cum sunteți. Pentru că buni sau mai puțin buni, voi oricum sunteți perfecți. Dumnezeu a creat în voi perfecțiune. Iubiți tot ceea ce vă înconjoară. Fiți iubire!